Troică. Troică. Pasăre. Cine deci te-a inventat? Tu nu o să poți niciodată să te naști decât într-o țară care ocupă jumătate din glob și unde nimeni nu-și pierde timpul să numere bornele kilometrilor. Vizitiul se ridică ușor. Și plesnește aerul cu biciușca sa. Apoi intonează cântecul. Tipa. Caigonesc. Roțile se confundă, șoselele freamătă și pietonii se opresc într-un țipăt de groază. Troica trece, fuge, zboară. Și tu, sfântă Rusie, în care furtună ești tu cuprins asemenea acestei troici pe care nu ajunge nimeni? Tu ridici furtuni, punțile se rup, totul dă înapoi. Tu depășești totul. Pe culmi, sabuții de-abia de-ating pământul. Cai de cursă se alungesc, seamănă cu niște linii drepte, interminabile, care fug și zboară prin aer. Imperiile se îndepărtează. Troica zboară prin aer, inspirată de Dumnezeu însuși. Și tu, Rusie, Rusie, la ce privești tu așa? Tu fixezi asupra-mi ochii tăi plini de așteptare. Care-o fi sensul imensității tale? Troică, pasăre. Creștinismul s-a dezvoltat în Rusia pe un pământ virgin și lipsit de orice cultură antică. Botezul și catehismul, liturghia și icoana sunt cele care formează cu putere spiritul național și introduc în lume valorile creștine deja conștiente. Pentru credinciosul rus, ceea ce este pământesc nu este real decât în măsura participării la ceresc. Citind psaltirea, copilul rus învață să citească. Limba biblică și liturgică formează limba poporului și suscită în felul acesta vorbirea slavă. Prima reflectare conștientă, națională, adultă, se plasează de la început la școala creștină, asimilând însă moștenirea grandioasă a Bizanțului ortodox. Cu Hristos, tot cerul se pogoară pe pământ, spunea Sfântul German, patriarh al Constantinopolului. Sufletul rus va rămâne pentru totdeauna uluit de această viziune. Ambasadorii prințului Vladimir, trimiși în toate țările pentru a cerceta și descoperi adevărata credință, în povestirea despre călătoria făcută de ei la Sfânta Sofia din Constantinopol, spuneau: nu se află pe pământ o asemenea măreție îmbrăcată în frumusețe. Dumnezeu locuiește acolo împreună cu toți oamenii.
există o latură sacramentală unde cerescul este trăit de sufletul rus. Izbit de această viziune a cerului pe pământ, prințul Vladimir botează Rusia la anul 988 și mărturisește episcopilor săi că noua sa conștiință creștină refuză pedeapsa cu moartea. Sufletul rus contemplă mai înainte de toate filantropia divină, iubirea lui Dumnezeu inefabilă pentru om. Este o convingere înnăscută care vine de la Sfinții Părinți ai Bisericii că nu este bine să speculezi asupra tainelor. Ieșind din apele botezului, poporul rus s-a definit și și-a dat numele nu de Marea Rusie sau de Frumoasa Rusie, ci de Sfânta Rusie. În secolul al XV-lea, cu Andrei Rubliov, icoana rusă atinge punctul ei culminant și mărturisește viziunea fulgurantă care devansează cugetarea teologică, o pregătește pe aceasta și îi imprimă forma ei contemplativă. Țăranul rus, ieșind la câmp sau vrând să sape o fântână, cheamă un preot pentru a-și asocia harul lui Dumnezeu la tot ceea ce face în viața lui. Rădăcina sufletului rus este suspendată în infinit. Această propensiune este poate proiecția geografiei stepelor fără limită din peisajul interior al sufletului rus și care explică rezistența la limitări, la compartimentări ale sufletului însuși. Cuvântul rus, prostor, este elocvent. El înseamnă spațiu nelimitat pe care îl ilustrează atât de bine o nuvelă de Cehov intitulată Episcopul. După moartea sa, despuiat de atributele sale și de tot ceea ce limitează, înlănțuie și îngreunează, redevenit tânăr și vesel, episcopul traversează câmpurile înverzite și respiră profund cu bucurie nesfârșitul și nelimitatul câmp. Solzhenitsyn notează că literatura rusă este totdeauna întoarsă către cei care suferă. Ea îl urmează pe Hristos care compătimea, vindeca și mângâia. El nu este niciodată judecător și, pentru aceasta, orice judecată omenească trebuie să urmeze dragostea lui Hristos, să caute pravda, cuvânt intraductibil în care dreptatea se împlinește în milă. În veacul al XIX-lea, dinamismul apocaliptic al lui Gogol face ca literatura rusă să pătrundă într-un secol opus oricărei liniști patriarhale și inaugurează dimensiunea eschatologică a gândirii religioase. Faimosul realism al lui Gogol este paradoxal. El descrie mai întâi de toate irealul cel mai strigător la cer. În celebra descriere a balului la guvernator din Suflete Moarte, Cicicov, eroul cărții, avansează ca într-o transă, desenează cu picioarele figuri diferite, apoi face o mișcare rapidă cu picioarele lui mici care brusc iau forma unei cozi. Și cum bonomia lui Cicicov este stranie și faimoasă, profesiunea lui, colecționar de suflete moarte, ne amintește îndeajuns de mult de preocupările lui Satan. La Gogol! La Gogol nu descoperim lumea reală a lui Dumnezeu, ci o terifiantă parodie, un deșert înghețat, în care se plimbă nasul, care a părăsit fața banală a maiorului Kovalev și a luat o existență autonomă, lăfăindu-se în fundul unei calești. Dar cine este nasul? Data manifestării sale este foarte semnificativă. 25 martie. Zi în care se sărbătorește praznicul Bunei Vestiri. Această zi, în Rusia, este o zi de bucurie universală. Nimeni nu lucrează. Toată lumea se îndreaptă spre biserică. Din loc în loc, pe drum,
sunt vândute colivii cu păsări în ele. Aceste păsări sunt mai apoi eliberate, cu scopul de a sublinia că bucuria este universală. Nasul urmează și el tradiția și ia drumul spre catedrală. Caleașca lui are aerul unui car de triumf. El trece ca unul care are toată puterea asupra lumii. Mai rămâne totuși locul sfânt al templului. Catedrala este în mod straniu goală. Dumnezeu este alungat chiar din locul său. Locul îi este luat de un altul, un impostor. Dublul său. Nasul intră în catedrală și ia în posesie acest loc sfânt al lui Dumnezeu. Nasul, purtând un joben, intră aici în calitate de stăpân pentru a lua în posesie aceste locuri ale lui Dumnezeu. Aici este cheia povestirii. Aproape de intrare, ca niște vestale misterioase, se ține un grup de bătrâne care au fețele acoperite cu o boboadă ce nu are decât o deschizătură pentru ochi. Ca și în cazul nasului, aici este vorba despre absența feței. Și tocmai fața reflectă chipul lui Dumnezeu. Cine sunt aceste bătrâne care privesc prin orificiul broboadei lor? Este privirea diavolului pusă deasupra intrării triumfale a fiului său mult iubit. Anticristul. În centrul bisericii goale stă nasul care își ascunde fața. Sau mai bine zis, absența feței. Pragul templului pe care îl trece anticristul marchează momentul în care istoria pășește peste pragul apocalipsei. Sărbătoarea Bunei Vestiri este parodiată. Este Evanghelia impostorului, anunțul propriei sale Evanghelii. Ființe anonime, fără față, fără chip, umplu spațiul și transformă lumea celor vii în aceea a sufletelor moarte. Gogol descoperă aspectul cadaveric al vieții nu prin fețe, ci a la Pirandello prin măști. Lumea apare sub specie mortis. Eroii din prima parte a sufletelor moarte, mărturisește Gogol, sunt suflete nule și totul este centrat pe platitudinea acestora. La sfârșitul vieții sale, înspăimântat și tremurând, el se întreabă dacă nu cumva o forță demonică îi ghidase mâna de scriitor. Un tip uman pozitiv nu putea să nască dintr-un suflet ars și deja în cenușă ca a lui Gogol. El a ajuns la sfârșitul geniului său și l-a înțeles. Cu 9 zile înainte de moartea sa, el aruncă toate manuscrisele în foc. Lupta era terminată. Făcându-și semnul crucii, Gogol se culcă și plânge. Pe bucățele mici de hârtie scrie cu litere tremurânde ultimul lui testament. Fiți suflete înviate, nu suflete moarte. Nu există altă poartă decât cea indicată de Iisus Hristos. Creația lui Dostoevski oglindește înfruntări uluitoare, înălțări și prăbușiri consumate într-o maximă tensiune, pasiuni, idealuri, un tumultos zbucium sufletesc și intelectual. În romanele sale, Dostoevski face teologie în maniera sa, ca artist și ca un mare vizionar. Foarte instruit în scrierile sfinților părinți și ale marilor duhovnici, el se ridică urmându-l pe Gogol
împotriva indiferenței monofizite față de terestru și pământesc. Dacă împărăția lui Dumnezeu vine la sfârșitul istoriei ca o armonie impusă, atunci o singură lacrimă a unui copil inocent distruge această armonie. Și Ivan Karamazov, sinteză a anarhismului rus contemporan, are tot dreptul să refuze biletul de intrare în această împărăție. Dimpotrivă, orice despărțire nestoriană sfârșește în omul Dumnezeu, substituit lui Dumnezeu omul. Iubești copiii? Îmi sunt dragi. Înseamnă că iubești și viața. Iubesc și viața. Dar de ce mă întrebi? Mă gândesc totuși că vrei să te împuști. Ce are a face asta? Asta e ceva, cealaltă este altceva. Viața există, moartea nu există. Ai început să crezi în viața de apoi, veșnică. Nu în viața veșnică de apoi, ci în veșnicia vieții de aici. Să știi că există clipe, atingi asemenea clipe, când timpul încetează să mai curgă. Și atunci vine veșnicia. Speri să atingi o asemenea clipă? Da. Nu cred că așa ceva este posibil în vremea de astăzi. În Apocalips, îngerul jură că timpul nu va mai fi. Știu. Este foarte bine scris acolo. Clar și precis. Când omul prin integritatea lui va atinge fericirea, atunci timpul va înceta să mai curgă. Și nu va mai fi nevoie de el. Este o idee foarte justă. Și atunci ce vor face cu timpul? Unde îl vor ascunde? Nu îl vor ascunde nicăieri. Timpul nu este un obiect sau un lucru. Este un concept. El se va stinge în intelect. Vechi speculații filozofice, prea răsuflate. Aceleași de la începutul veacurilor. Aceleași. Mereu aceleași și nici când nu vor fi altele niciodată. Se pare că ești foarte fericit, Kirilov. Da, sunt fericit. Când mă gândesc la faptul că acum câtva timp erai tare amărât. Într-adevăr. Dar atunci încă nu știam că sunt fericit. Acum am aflat. Ai văzut vreodată o frunză? O frunză de copac. Am văzut. Știi? De unezi am văzut o frunză, galbenă, foarte puțin verzuie, începuse să putrezească pe la margine. Și mi-am adus aminte că atunci când eram copil și era iarnă, închideam ochii și îmi imaginam o frunză de un verde foarte viu, suculent, cu nervuri, care strălucea în lumina soarelui. Când deschideam ochii, nu-mi venea să cred că nu o mai văd. Pentru că în închipuirea mea era atât de bine și atunci îi închideam la loc. E o alegorie? Nu, nu este o alegorie. Pur și simplu este foarte bine că există frunza. Totul e bine. Totul. Totul? Totul. Am avut această revelație. Oamenii sunt nefericiți pentru că nu știu că sunt fericiți. De asta. Am avut această revelație, să știi.
Și atunci cel care moare de foame sau acel care îi face rău unei fetițe, o necinstește. Și asta e bine? Da, și dacă vreunul vine și zdrobește capul aceluia care a necinstit fetița, tot e bine. Și chiar dacă nu îi zdrobește capul, e bine. Totul e bine. Totul e bine. De când ai descoperit că ești atât de fericit? Martea trecută. Ba nu, miercuri. Pentru că era noapte și martea trecuse. Cu ce prilej? Așa din întâmplare. Pur și simplu mă plimbam prin cameră. De fapt, asta nici măcar nu are importanță. Important este că am oprit ceasul. Era ora 2:37 noaptea. Ca semn că timpul trebuie să înceteze să curgă. Da? Știi, oamenii trebuie să afle că sunt buni. Și în momentul acela, toți vor deveni buni, până la unul. Dumneata ai aflat, înseamnă că ești bun? Da, sunt bun. De altfel, cu asta sunt pe deplin de acord. Totuși va trebui să vină cineva și să-i învețe că sunt buni. Și atunci vor desăvârși lumea, universul. Acela care i-a învățat a fost răstignit. Și totuși va veni unul și se va numi Omul Dumnezeu. Dumnezeu omul. Omul Dumnezeu. Tocmai aici este deosebirea. În romanul Demonii, unul dintre personaje, Kirilov, visează să imite pe Hristos și dorește să mântuie omenirea de suferință. Din perspectivă ateistă, se sacrifică pentru această mântuire. Ateii lui Dostoevski sunt disperați și poartă doliu după Dumnezeu. E un ateism purificator. Ateismul trăit până la suferință se ține pe vârful scării, pe penultima treaptă, înaintea credinței perfecte, afirmă Dostoevski în mărturisirea lui Stavrogin din romanul Demonii. Tocmai de aceea, în legenda Marelui Inchizitor, Hristos tace și sărută fața Marelui Inchizitor crispat de suferință. În notele sale, Dostoevski se întreabă ce poate să facă omul ideal în viață. Să se facă judecător de pace sau reformator social. Un concept sau un portret poate să treacă deasupra timpului, dar nu vor atinge niciodată eternitatea. În centrul viziunii dostoevskiene se pune destinul omului în lumina întrupării, o antropologie hristologică. Hristos afirmă valoarea personală venind din dogma Sfintei Treimi a persoanelor divine, din deiformitatea inițială a omului în momentul creației sale după chipul lui Dumnezeu. Libertății în Hristos îi se opune arbitrariul în Satan, care extermină persoana umană și libertatea ei. O icoană însă face să convergă aspectul istoric și transfigurarea sa prin ceea ce este veșnic. La sfârșit, Dostoevski simte ca artist artificialul irealizabil, renunță și folosește metoda iconografică. Din viețile marilor duhovnici, împrumută Dostoevski chipul ideal. Scriitorul trasează un chip de sfânt și îl suspendă pe peretele din fund ca pe o icoană. La lumina acestui portret, descifrează agitația celor posedați de demoni și sensul evenimentelor care se petrec pe avanscena lumii și, în special, în spațiul rusesc.
Sfințiile voastre, monahi și învățători, vă întreb, ce înseamnă călugărul? În zilele noastre, oamenii iluminați rostesc uneori în batjocură numele ăsta. Alteori, în gura lor sună a vorbă de ocară. Oamenii iluminați și de lume îi arată cu degetul și le spun: sunteți niște mișei, obișnuiți să trăiască din agoniseala altora. Și cu toate acestea, câți călugări blajini și smeriți nu caută singurătatea sihăstriei lor pentru a se ruga în tăcere către Dumnezeu? Despre aceștia, oamenii cu carte nu scot niciun cuvânt, binevoind ai trece sub tăcere. Dar tare s-ar mai mira dacă m-ar auzi mărturisind că poate în mijlocul acestor călugări smeriți, care nu au altă nevoie în sufletul lor decât ruga către Dumnezeu, stă izbăvirea pământului rus în tot cuprinsul lui. Lectura romanelor lui Dostoevski iluminează viața. Marele scriitor rus aruncă în lume acea sare de care vorbește Evanghelia și fără de care totul este fad. Credința lui introduce pe Dumnezeu în suflet ca pe un rug aprins care își înfige rădăcinile în sufletul omului. Toată viața lui, Dostoevski a căutat cu pasiune să-l descifreze pe om și la sfârșit el a știut să citească în om numele lui Hristos. Dostoevski a trasat icoana filantropiei divine. El a desenat surâsul Tatălui. Toată taina Dumnezeului creștin se ține și se ascunde în acest surâs. Și Dostoevski ne-a făcut să înțelegem că vom avea întreaga noastră veșnicie pentru a contempla acest surâs, totdeauna nou, ca o dimineață în prima zi a creației.